Pentru ca persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă să aibă mai multe șanse de angajare, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Giurgiu organizează și în acest an programe de formare profesională, prin care șomerii își pot crește și diversifica competențele profesionale. Șomerii se pot înscrie gratuit la cursuri de inițiere de contabil și designer pagină web sau la cursuri de calificare-recalificare în meserii ca agent de securitate, electrician-constructor, manicurist-pedicurist, frizer, vânzător sau sudor. AJOFM mai organizează programe de specializare în meseria de barman. Aceste cursuri sunt organizate în mod gratuit pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, înregistrate la agenție, șomeri indemnizați și neindemnizați. Înscrierea la cursuri se face pe baza recomandării emise de compartimentul de informare și consiliere privind cariera, în baza unei cereri însoțită de o serie de documente: actul de identitate în original și copie, certificat de căsătorie în original și copie, certificat de naștere în original și copie, actele de studii eliberate în condițiile legii în original și copie, actul medical din care să rezulte starea sănătății persoanei și faptul că aceasta este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea meseriei în care dorește să se califice, adeverință eliberată de administrația financiară din care să rezulte venitul realizat în vederea înregistrării în baza de date. Mai multe informații se pot obține de la sediul AJOFM Giurgiu din șoseaua București, bloc 202 pe 5 de mezanin, camera 16.